Salutare tuturor! Câteva imagini cu grâu și orz din anul acesta. Suntem în 10 decembrie în județul Călăraș. Uitați cât de frumos este acesta. Duramunte. E prima dată când îl văd. Cred că este grâu Durum. Logan. Un fel de grâu nou. La fel al doilea an până în Papion, unul dintre soiurile mele preferate, este un soi de grâu extraordinar, foarte pretabil, se adaptează în toate condițiile de mediu sau toate de grâu. Aici avem 165 de kg semănate. Tot de 4. Jokerul, care este azi cunoscut, la fel este foarte bine vândut și foarte apreciat de către fermierii din România. Un soi extra. Cuvântul extra vine de la extra indici de panificație. Trebuie căutat un contract benefic pentru fermier, pentru că ar trebui bonusat mult mai bine acest segment. Aspectul foarte frumos, foarte sănătos, un soi de grâu foarte sănătos, cu rezistențe mari la rugini. Aspect, un soi extraordinar din punct de vedere al stării fitosanitare și cu un potențial de producție pe măsură. Trublionul toată lumea cunoaște și acesta oare impresionant chiar. Ticataca. Ticataca este soiul de grâu de la Saten Union care depășește ca nivel de producție hibrizii de grâu. Dezvoltă un spic impresionant. Un soi de grâu remarcabil. Foarte, foarte productiv și cu o rezistență la iernare și la înghețurile din primăvară extraordinară. Rezistă foarte bine înghețurilor tardive. Papilionul din nou, la 220 de kg pe hectar. Catarina. Catarina este soiul de grâu numărul 1 în județul Telorman Old Dolj. A reușit să câștige cotă de piață prin producții confirmate, producții ridicate în fiecare an. În Telorman s-au obținut producții de 10 tone pe hectar. Producții impresionante, felicitări domnilor fermieri, care atunci când au fost ajutați de o genetică de excepție, au putut să depășească această barieră de 10 tone pe hectar, barieră despre care nici nu îndrăzneam să discutăm în urmă cu 5, 6, 7 ani. Catarina, se dezbite acest soi, e greu. Felix este unul dintre soiurile mele preferate, este un extra timpuriu, foarte bine adaptat în sudul României și timpurietatea îl ajută foarte mult. Acest segment de extra timpurii la grâu este foarte căutat, este din ce în ce mai căutat. Aici avem un hibrid de grâu, 140 de kg pe hectar. Xperia. Și aici
Da, hitonii, 140 de kilograme pe hectar. Pentru fermele cu condiții pedoclimatice pe măsură, hibrizii de grâu cu siguranță sunt cartea câștigătoare. Trebuie să semănați mai devreme și trebuie să folosim și semănători de precizie. Aici avem hibridul Hitoni la 90 de kilograme pe hectar. Odată cu modernizarea parcului de mecanizare, în special dacă ne achiziționăm semănători de precizie pentru grâu și orz, putem să semănăm culturile de cereale ploioase la 90 de kilograme, 100 de kilograme pe hectar. Dar distribuția semințelor trebuie să fie foarte uniformă pentru a oferi plantei de grâu și spațiu de nutriție și lumină suficientă pentru a dezvolta 5, 6, 7, chiar și 8 frați în extreme. Aici avem un orz la 100 de kilograme pe hectar. 100 de kilograme pe hectar. Arată extraordinar, zic eu. Am folosit Zofia. Aici este iar Zofia la densitate normală de 180 de kilograme pe hectar. Mă scuzați, dar este un frig de Flavia. Iacubus. Iacubus este semnat în 3 densități, pe care nu mi le aduc aminte acum. Dar cea mai mare densitate a fost de 350 de kilograme pe hectar. Dar atenție mare că nu recomand densități foarte mari pentru grâu sau pentru orz, în deosebire pentru orz, pentru că avem diverse probleme, ba cu căderea, ba cu controlul bolilor și mai departe. 350 de boabe germinabile pe metru pătrat sunt suficiente. Bineînțeles, atunci când folosim semințe de calitate, din pătul sau cu alte probleme. Belisa. Și vreau să vă arăt neapărat orzul care face istorie în fiecare an, sparge orice record, SULN, cea mai mare producție pe care am primit-o de la un domn fermier din Constanța, 13 tone pe hectar la SULN. O producție de demnă de card a recordurilor. Randy. Arenia. Iar este un soi foarte frumos pe care îl apreciez foarte mult și acesta este SULN. Acesta este SULN despre care toată lumea vorbește. Din păcate nu am avut suficientă sămânță pentru a onora toate comenzile, dar la anul cu siguranță vom satisface toate cererile. SULN este un soi de orz foarte sănătos, extra timpuriu, cu o talie mică, ceea ce oferă o toleranță ridicată la cădere. În 2021 este soiul care a avut cea mai mare rezistență la cădere. Îndrăznesc să spun rezistență pentru că am avut platforme cu 20-30 de soiuri de orz și acest soi era singurul soi în picioare. SULN. Cam atât am avut și eu să vă spun azi, pentru că nu prea mai avut ce să mai filmez. La revedere și sărbători fericite tuturor! Pa, pa!